un an cu Zoom. Între timp am mai învățat și noi cum se face și ne-am mai adaptat. Am colaborat cu Zoom, Zic, cu Fundil, cu Poniata și cu Groupon. În ultima perioadă am repăsat o relație personală de amiciție cu cei de la Groupon. Îmi plac foarte mult, sunt niște oameni simpatici, flexibili, pot să-i deci până noaptea să modifice ceva dacă oferta este greșit. Relația, dialogul e foarte bun și cursiv și am făcut un deal că lucrăm împreună. Ei n-au mai adus altă florărie, eu n-am mai adus alt partener. E o chestie fair și corectă de ambele părți. Rezultatele pe braze au fost bunicele, adică am vândut, nu știu, câteva zeci de braze am vândut, la început când încă nu se gândea lumea să-i cumpere. Fără o reducere spectaculoasă, adică a fost reducere sub 50%. Vei vedea că în ultimul timp și pe voți vedea că site-urile de reducere au devenit mult mai flexibile în ce privește condițiile, comisiunul și orice altceva. Pentru că nu mai au ce să publice. Ei sunt prea mulți. Nu putem avea 7.933 de oferte speciale în fiecare zi în România. Și nici nu se duc să fac oferte speciale pentru Corbeanu. O fac pentru București, că e mare și aici suntem toți. Și atunci, probabil că vor fuziona, falimenta, etc., etc. Și va urma acum e perioada de selecție naturală, în care mor și ei ca lei când au murit toate căprioarele. De căprioare la fi? Noi suntem căprioare. Lei, am înțeles. V-ați gândit la co-branding? Co-branding. E foarte vag tehnică. Asocierea cu un alt brand? Fusion marketing. Fusion marketing. Mai mult decât. Da, am avut discuția acum un an de zile cu Marius Ciocan înainte să ne părăsească din România, mă refer pe la că bine sănătos. Și am zis, băi, facem o chestie cu mai el a făcut o chestie cu cum îi cheamă? PC Garage, ca când era lui Gabi Vasile. Nu am mers excepțional, că nu merg laptopuri neapărat căldură haioase. Iar zis, mă, la noi chiar e același public și la tine oamenii tine pentru alții și la noi tine pentru alții, facem o chestie mișto, știi? Când îi trimit mail-ul de confirmare a comenzii, să-i spun și pentru că ești clientul meu, ai și 10% reducere la partenerul Vasilică, dacă durează, dacă faci comandă, uite, fac ceva de zile. Din păcate, n-am mai apucat să ducem la pun sfârșit, o dată cu reorientarea lui către meleagurile cangurii răsare. Și da, m-am gândit, depinde cum o faci. Am încercat, făcut niște încercări modeste, n-au prins foarte bine. N-aș face-o neapărat, am încercat după aia cu Gabi Vasile, cu Seven Sins, am încercat să punem și lenjerie sau niște ochițe drăguțe pe site. Dacă nu trimis plot, trimite și o ochiță drăguță să aibă ce să te aștepte și n-am mers. N-am mers deloc? Sau? N-am mers deloc. Chiar dacă ochițele erau 99 de lei și florile 200. Deci nu a fost numai de preț. Și probabil nu știu. Există o explicație, anume trimis flor cuiva printr-un florărie online, tu cea că nu poți să te vezi cu el. Și dacă tot mergi cu ochița în mână, mergi și cu florile până, nu? Să fie momentul ăla mișto, ia florile, te-am păcălit, ia și ochița. Așa până seara se mai gândește de două ori și își dă seama că poate nu e ok. Dar în principiu eu sunt deschis la orice propunere, drop mi-a mers și... Am văzut că aveți o realitate foarte mare, chiar acum o uit. Adică am văzut că livrați în termen de 2 ore oriunde în țară. Mulțumim frumos, cum a zis și domnul, livrăm în 2 ore, aproape unde în țară, respectiv în orașele în care avem cumpărături. Să înțeleg că aveți parteneri în toată România, vreau. Presupun că la Botoșani nu ajungi 2 ore nici cu Pantheon. Rețeaua noastră logistică este gândită în mai multe moduri. Ea a fost inițial prin parteneri locali și începând din ianuarie va trece într-un sistem de franciză locală. Important e că cineva acolo livrează pentru noi. Acum, într-adevăr, e mult mai greu să controlezi. Am schimbat în orașe, sunt orașe unde am schimbat mai mulți parteneri până să găsim unul serios care să livreze ok. Au fost mulți care au speculat pentru că, general, nu, calitatea florarilor din unele orașe nu e uman foarte bună. Și atunci au speculat faptul că noi nu vedeam flori, ne-am trimite florile cele mai uscate, cele mai bla bla bla. Și atunci am eliminat din sistem până când am găsit parteneri buni. E adevărat că trebuie, nu vreau să merg eu acolo să livrez eu. Și să și vând în offline, de ce nu? Ce? Să ne cooperați de câteva ani. Nu, operăm de un an jumătate. Deci mai rapid, dacă lumea aleg mult, și acum să stăpim. Tot timp? Dar nu e primul. Dacă era primul, nu merge așa ușor. Știi, când faci aceeași chestie a 5-a oară, ți iese mai bine. Prima oară dai faliment repede, a doua oară încet, a treia oară stai mai deductive, de la a patra încolo, dacă nici atunci nu faci bani, înseamnă că ești în pic. Mi-asum calificativ. Vrei să deschizi și tu florăria? În realitate, majoritatea florilor sunt din Africa. Dacă tot ai întrebat,
asta cu Olanda. În Olanda este centrul logistic al Buxa de Flori, unde vinde peste tot și se duc mai departe. În România se vând 80 ceva la sută trandafiri, iar trandafiri se plantează în momentul de față în Kenya și Ecuador. Se plantează în Olanda, dar sunt mai scumpi. De-aia trandafirii mai nou se usucă toți în 3 zile. Pentru că au un drum foarte lung și trec prin schimbări de temperatură foarte mari. De asta încerc eu să vând alte flori decât trandafirii acum, dar nu prea reușesc. Am spus întrebarea asta. Vorbește în microfon, te rog, ca să putem să și înregistrăm. Am văzut la mă uit acum pe site și am văzut un banner în care spune așa 15 trandafiri la prețul de 149 de lei comanda acum. Comanda acum, evident, da. Da, adică 15 trandafiri, 150 de lei, e undeva pe la 10 lei prețul pe trandafiri. Iar prețul trandafiri din piața George Coșbuc, cum e piața de flori, și dacă vrei să cumperi angro trandafiri, e undeva la 6-7 lei. Adică 5. Păi că eu am luat țeapă. Nu, dar tu ești clientul locuzor. Da. Nu ești corporat. Ok. Și ce vrei să fii? Că ești clientul meu sau capul? Nu, de asta zic că adausul comercial nu este foarte mare. Adausul comercial la site-urile de cadou și flori intră la un site de cadou, după mea ar trebui să fie 100% ca să, nu, ca să fii vânzi în profit și nu în pierdere, dacă oferi și transport gratuit cum oferim noi. Dacă faci suplimentar transport, te orientezi către un 50% ca să te acoperi costurile de funcționare. Planul meu pentru 2011, ca și pentru 2012, nu a fost ca Floria să facă profit. Noi am mers pe linie 0 și o să mergem pe linie 0. Având alte afaceri care produc profit, îmi permit să fac pasă de plăcere pe perioada. Nu neapărat de plăcere, ci pentru a o crește. Am pornit acum un an, doi jumate, când erau florării în top destule și suntem, după estimările mele, pe date oficiale, avem pe locul 2. Which is good. Dacă ajunge pe locul 1, mai ne apucăm să facem și profit atunci. Mulțumesc mult! Până la urmă, oamenii, tot banii contează cel mai mult, știi? Dacă vrei să faci un magazin, vrei să faci un business de succes, la un moment dat, se pune pe primul loc problema banilor. Evident că banii contează cel mai mult în viață și cine nu spune așa... Nu, inițial nu, că inițial nu faci doar ca un hobby sau o activitate de... Mulțumesc mult! Se va tot primi.